Să intrăm într-un subiect foarte... O să vă rog să scriem și burtiera cu violența domestică. O știți pe Daniela Roba, care din păcate a fost agresată de soțul ei cu multe lovituri de ciocan de la Timișoara și de-a și a supraviețuit miraculos. Procesul a ajuns la o decizie în primă instanță. Soțul ei, Daniel Balaciu, a primit 7 ani de pușcărie pentru 8 lovituri de ciocan în cap. Puțin. Daniela Roba este alături de noi și o să comentăm cu ea. Bună, Daniela! Bună, Cristian, și îți mulțumesc pentru invitație. Bun. Din punctul meu de vedere, cred că... punctul meu de vedere reprezintă o opinie generală legată de posibilitatea ca un om care a comis această agresiune și este de netăgăduit peste 4-5 ani să bată la ușă, pentru că va fi cu adevărat liber. Din păcate, sunt foarte dezamăgită și asta denotă faptul că românii nu țin cu femeile. Adică bărbații români sunt niște misogini. Cei care au pus aceste legi sunt niște misogini. Nu suportă femeia. Altfel n-ai cum. În orice altă țară din Europa, femeile sunt super protejate și bărbații sunt băgați la închisoare doar dacă au dat o palmă. Ca să ne înțelegem, în urma loviturilor pe care le-ai primit, era foarte posibil 1. Să nu mai trăiești, 2. Să nu mai poți munci în viața ta, dar s-a dat și un quantum de 80.000 de euro daune. Procesul civil, am trăit și eu, este o nimica toată. Atât anii de penitenciar pe care îi va săvârși, cât și vă dați seama că el nu va trebui. Auzim și imediat vorbește, imediat intervine doamna Tatoiu. Deci, care este punctul tău de vedere în legătură cu această primă, că sunt convins că ați făcut recurs, această primă hotărâre a instanței? Foarte proastă. Părerea mea este că, repet, legea din România nu este dreaptă. Femeile nu sunt ajutate de către stat cu nimic, absolut nimic. Și, din contră, nu face altceva decât să-i motiveze pe ceilalți viitori călăi criminali să-și omoare soțiile. Da. Că eu n-am murit, asta e voia lui Dumnezeu și așa a vrut Dumnezeu să-mi dea viață pentru copilașii mei. Dar multe alte mame, sute mii de mame sunt moarte de mult pentru că și-au luat bătaie de la soți. Ca să înțelegem, fruntea Danei nu mai este aceeași. Știu cazul. Ea cu o mână n-a mai putut să lucreze foarte multă vreme și a lucrat. A lucrat numai Dumnezeu știe. Cum deci? Avem fotografiile imediat după agresiune. Știu că am văzut. Aș speria atunci pe oricine pe lumea asta. Întrebarea mea este, omul ăsta, cât i-a luat 7 ani de pușcărie. 7 ani. Legea spune că poate să, dacă ce se comportă, nu știu ce, după 5 ani poți să-l vezi pe afară. Evident. Da? Eu mi-amintesc de un caz groaznic, în care, acum vreo 20 de ani, o femeie cu 2 copii, o bătută non-stop, la un moment dat și-a luat copiii și s-a dus, a obținut ordin de restricție și s-a dus într-un adăpost pe undeva pe agricultori și a venit și a omorât-o în fața copiilor în adăpost. Vă mai țineți minte pe ăla care a omorât-o pe coafeza aia de pe ăla e liber acum. Domnule, oamenii ăștia ori sunt nebuni și atunci trebuie băgați la casa de nebuni, ori sunt atât de răi încât trebuie închiși sau puși la muncă în folosul comunității. Doamna fără Tatoiu, eu zic că legea în România e de vină, nu ei. Nu, să știți că... Cretin. Și atunci legea le dă curs la a omorât cât mai multe femei. Dar știți ce că problema este? Că majoritatea... Câte femei sunt în Parlament? Câte femei sunt în Parlament? Destul de puține. Câte femei sunt în Parlament? Să vă dau un exemplu. Partidele noastre sunt partide și au și organizații de femei și organizații de tineret. Din start mental, femeia e de rangul 2.
Eu n-am auzit de organizații de femei în altă țări, da? Deci, dar noi nu suntem aici în țările arabe, noi suntem în România. Asta e mentalitatea politicii. Da. Doamna Tatoi, hai să ne oprim un pic. Dana, în urma acestei sentințe, ce ai de gând să faci? Am făcut recurs împreună cu avocatul meu, Cosmin Bolosin. Mai sper să-i se schimbe încadrarea, pentru că el este încadrat la tentativă de omor simplu, iar dacă recunoaște faptul așa cum a și făcut, îi se scade o treime din pedeapsă, ceea ce nu mi se pare normal. Clar, îmi vine să ies în stradă și să scot toate femeile care au fost bătute și care au fost lovite de către soț, bărbați, amanți și așa mai departe. Mă întreabă doamna Tatoi, cu ce se ocupa Daniel? Cu ce se ocupa soțul? Fusese arbitru de fotbal, stătea mai mult acasă în ultima perioadă. Asta se întâmplă când bărbații, da, că se produc, da. Trebuie să-i oblige să se ducă la doctor după prima agresiune. Legea ar trebui să fie așa. După o astfel de agresiune, tu să nu mai ai dreptul să conduci, să nu știu ce, până nu te duci să-ți faci un control la biblică. Da. Păi omul nu avea permis. Avea 45 de ani și nu avea permis. El nu era în stare să ia permisul. I-am plătit școala de șofer. O zis că el nu e în stare să ia permisul. Da, înțeleg că ai primit... În schimb era campion așa. A, deci era... Nu era un băiat... Dar de ce? De gelozie a fost așa ceva? I-a luat Dumnezeu mințile? Da, Dana a ales să se despartă de el, ea l-a anunțat... M-am ales să mă despart de el pentru că el m-a amenințat cu moartea. M-a amenințat cu moartea în urma faptului că eu mi-am dezlegat rompele. El m-a obligat să mi le leg, iar eu mă simțeam o femeie legată și intrasem în depresie de faptul că m-a obligat să mi le leg rompele. M-am dus, mi-am dezlegat și el de atunci a început să mă amenințe cu moartea. Deci nu, are o problemă. Deci e psihică, o problemă psihică. Oamenii ăștia are o problemă. Și atunci de ce după 4-5 ani să iese din închisoare? Asta noi am înțeles că are o problemă. Dar, mă, normal, statul trebuie să izoleze aceste specimene, pentru că mâine pe mine atacă și copii. Deci eu înțelesesem că... De față cu copii, mi-am fost să vă dați seama că el de față cu copii mi-a dat mie cu ciocanul în cap. Și le-a spus fetelor, dacă spuneți la bunica, că după aia le-a luat pe fete, le-a luat toate hainele și le-a dus la bunica. Și o, dacă spuneți la bunica, vă omor cu bătaia, mi-au spus fetele, vă omor cu bătaia și vă rup gura. Le-a spus fetele, atât mie cât și la psiholog. Doamne Dumnezeu. Am făcut expertiza psihologică care a arătat clar că fetele au fost de față și fetele îl urăsc și nu mai vor să-l vadă. Să nu mai zic că soacra mea mi-a deschis proces că vrea vizita nepoților. Mi-au luat alocația copiilor. O secundă, că asta am auzit și eu. Stai o secundă. Cum adică tu nu primești alocație pentru copii? Nu. Păi de ce? Eu nu primesc alocația, că alocația merge, era pe un cont de al lui Daniel, pe numele lui. Mi-a dat cardul, cumnata mea, mi-a dat să scot o alocație. Am scos alocația timp de vreo 8-9 luni. După 9 luni au mers la bancă și au făcut transfer. Deci au redicționat banii de alocație să meargă pe contul lui de la pușcărie. Păi stai o secundă, alocația lui pentru copii? Dar nu, asta este penal asta, copii au dreptul de la alocație până... ca să pot să obțin alocația de 600 de lei la copii. Dar credeți-mă, banii ăștia îi fac în 5 minute, nu? Sau nu 600 de lei. Deci bărbatul de tipul ăsta își bate nevasta până o moară. Amenință aproape copiii că îi omoară. Nu le plătește alocația și merg liber pe străzi peste 4-5 ani de zile? Da. Are dreptate femeia asta. Nu, dar, bun. Nu, doamna Tatoi, vreau să vă spun ceva. Îți vine să-ți faci legea așa cum fac oamenii de etnie romă. Ferească Dumnezeu! Singur, să nu există lege în România. Și atunci clar că îți vine să-ți faci legea asta singur. Asta am spus și eu, apropo de anumite... La mine, are dreptate. Păi, aș fi în stare să-i... Deci nu, dacă... Știi, te gândești, dacă statul ăsta nu ți-asigură protecția... Logic. Atunci îți faci singur dreptate. Dar nu e bine, nu trebuie să ajungem acolo. Deci eu nu propun chestia asta. Dar știi ce se întâmplă? Bătăi de astea. Aici te-a dus ce? Da, doamnă, păi vă dați seama, când eu văd parlamentarii, autoritățile statului trebuie să protejeze cetățeanul. Nu trebuie să ne facem singur dreptate. Să se ducă o femeie la secția de poliție, că am vorbit cu foști elevi de-ai mei. O tratează ca pe o... Este adevărat și asta, că nu sunt tratați bine. Deci, și ca dovadă, iată... Să te duci în secția de poliție să zici că te-a bătut bărbatul. Faptul că există 80.000 de euro de spăgubiri pentru o femeie care putea să nu mai muncească în viața ei, e în regulă? Nu e în regulă. Deci... E o nimica toată. Deci nu, deci trebuie în primul rând trebuie plătite toate serviciile medicale cât a fost. În condițiile care eu, Cristian, 7.500 de euro.
Ce anume? Ce a fost 7500? În condițiile în care eu plătesc 7500 de euro pe an la școală, pentru copiii mei. Dar el din ce trăiește? El nu mai trăiește, că stă la pușcărie acum, din ce să mai trăiască? Dar din ce a trăit înainte? El este la pușcărie, întreținut de soră sa din Canada, Corina Balaci, așa o cheamă, și de frații lui, Marius Balaciu, fratele său Marian Balaciu și... A, deci e întreținut Balaciu, de familie. El a fost... Toată, da. El a trăit, el a avut grijă de fete, iar principalul... Stai un secundă, Dana. Iar principalul finanțator al familiei a fost munca Danei Roba în calitate de make-up artist. Ea aducea bani în casă. A, și el era de DACA. Da. Și la un moment dat ea a fost nemulțumită de modul în care merge căsnicia și într-o noapte omul și-a pierdut mințile și a făcut ce a făcut. Nu, Cristian, nu și-a pierdut mințile, el a pus totul la cale. Mai erau 4 zile până la divorțul pe care asta le-am asta e povestea pe care o știu și eu. Că ne certă, că a fost și una pregătită. Când eu dorm, tu intri peste mine în cameră, îmi fur cheia nenorocitul și intri peste mine și îmi dai omorul. De față cu copiii, la 7 dimineața, nenorocitul dracului. Nu, nu. Nu mai înjura, te rog. Nu, te rog. Nu, vă rog, că nu-i bine pentru copii. Nu, nu. Nu invocați copiii pe necuratul. Nu, invocarea necuratului nu e bună. Nu, că ea se enervează, că acum să știți că ea e destul de aproape de biserică. Deci, încă o dată, trebuie un astfel de om, trebuie nu numai anii de pușcărie, trebuie după ce iese din pușcărie să aibă niște ani, niște în, care în care să aibă să nu se poată apropia, să nu se poată apropia de persoana pe care aproape că a omorât-o. Trei ani. Nu, dar o perioadă de ce timp... Aia? Și tu crezi, Cristian, că nu se va apropia de mine? Bă, eu nu problema. Cred. Că ei nu respectă legea. Mai primește încă 3 ani în care nu se poate, dar e, eu zic că în mare este puțin să, ca un om care dar să facă o asemenea atrocitate. Dar nu e treaba mea, ar trebui să... Legea să spună, să spună. Eu, și dacă el nu n-o respectă, că ăla care și-a omorât nevasta în fața copiilor... Îmi vine, Cristian, să avea ordin de restricție. Și să mă duc mâine în fața parlamentului, să încep să plâng acolo, să mă vadă aia cum arăt cu fruntea mea, să arate fetele lor așa, al lui toți aia care sunt în parlament. Nu, nu, care ar fi legea pe care i-ar da-o? Trebuie să existe și responsabilitatea are familie, da? El nu-i de capul lui, deci dacă el, ci cei care îl sponsorizează acum au o responsabilitate. Da. Chiar nu... noi nu avem responsabilitatea în familie. În Spania, în Italia, dacă un membru al familiei face o prostie, da, păi toată familia se pune pe capul lui. Și în Grecia e la fel. La noi nu. Doamne. Da, deci asta e situația și am vrut să o punctăm cu atât mai mult cu cât, așa cum spunea și Dana. Dar să știi că în Parlamentul României bărbați parlamentari știu eu care bat la neveste între 30 de ani, știu o grămadă. Păi, și atunci au un nenorocit din ăsta ca Daniel, clar că mă omoară. Deci este make-up artista, adică Dana Roba, ne informează presa că fosta soacră i-a deschis proces pentru că nu poate să vadă copiii. Vizita nepoților. Ia să viziteze pe fiușul la Pârnaie. Acum, nu știu, dar să nu lași copilul să-și vadă bunica. Păi da, stați o secundă, în măsura în care... Să se ducă la bunica în condițiile în care ea... Nu, nu, bunica s-o va... La telefon. Nu, bunica să vadă nepoții doar în prezența mamei, păi, pentru asta, a nu exista suspiciuni rezonabile că influențează copiii. Ideea este doamna că... Doamna Datoiu, în ziua de Crăciun eu am lăsat fetele de la ora 12 până seara, când au mers cu Colinda, la fosta mea soacră. El a sunat de 5-6 ori și le-a dat la fete la telefon, vorbiți cu tată tu, vorbiți cu tată tu. Și fetele au spus, nu vrem să vorbim cu el, noi nu vrem. Ba, vorbește. Și el a spus, când o să ies afară din pușcărie, vă scot afară pe toți din apartament. Măta, îi o că. Puncte, puncte. Da, nu se poate să mai dați apartamentul acolo, în care stația lui... Apartamentul este pe numele cui apartamentul despre care... Amândoi. Eram căsătoriți, am vii. Și nu v-ați separat? Ați divorțat? Nu, a divorțat. Până când? Cum? Încă nu sunt divorțat. De un an și o lună statul încă nu m-a divorțat. Vă dați seama?
Nu, nu, nu sunt divorțat. Și trebuie să faci separarea bunurilor și ca, în momentul când se face separarea bunurilor, el o să aibă 20 ceva la 100. Cunata mea, Balaciu Simona, mi-a făcut plângere la poliție săptămâna trecută că de ce am denigrat-o pe online, nu știu ce i-am zis. Dar nu i-am zis nimic, că nu i-am zis că o mor sau că n-am amenințat-o cu moartea. Adică ca să face plângere pe altă, se amenințează cineva cu moartea ca să... Nu complicat. Eu doar am zis să nu se mai ia de copiii mei. Dar trebuie să divorțați și să faceți separare de bunuri. Da, mai e o posibilitate că ce? Dacă instanța dă o sentință și el trebuie să vină cu o despăgubire, să se execute o parte de apartament și să stea în liniște. A, în acela... da, corect, și asta se poate. Dar depinde de judecător. Că, da, trebuie făcut, dacă nu divorțezi, întotdeauna va exista, legea e foarte clară, el e tatăl copiii, și dacă ea fiind căsătorită cu el, nu poate să interzică tatălui să vadă copiii. Păi da, da. Deci trebuie să divorțezi. Da, chiar. Trebuie să se ocupe avocatul tău foarte bun și de treaba asta. Domnul Bolosin e foarte bun. Îl știți? Domnul Bolosin este pe penal, iar doamna Diana Zbârcu este pe civil. Eu am pe doamna Diana Zbârcu, care este la fel de bună și de bătăioasă, mai ales când e vorba de copii, și mi-a zis să stau liniștit, că oricum voi câștiga, inclusiv cei de la protecția copilului, mi-a spus. Clar că o să fie decăzut și eu atât ai făcut. Nu, deci trebuie să fie tutelă totală. O să fie decăzut, o să ai autoritate asupra copiilor, totală. Dar trebuie să păstreze totuși legătura cu, pe ramura paternă. Dar în anumite limite. Da, dar nu există nicio persoană care să fie cu frică de Dumnezeu? Pentru că vine... Nu, ce Dumnezeu? Care Dumnezeu? Nici n-au auzit de Dumnezeu. Nu, e foarte complicat. Foarte complicat. Cât de mari sunt fetele? Câți ani au fetele? 7 ani jumate și 6 ani jumate. Îți dai seama copiilele astea cât ce traumatizate au fost, da, acum și când, deci, se vor, cum vă se vor simți peste 10 pe ani? Biblie, vă jur, înaintea lui Dumnezeu. Mă întreabă Selin, mami, câți ani a primit Daniel de pușcărie? Și zic, 7 ani, mama. Da? Numai atât, da, mami. Eu am vrut să primească pe vecie. Pe vecie, pentru totdeauna să rămână acolo. Deci este foarte bine că copiii au... traumatizată. Dar depinde de judecător. Aici chiar depinde de judecător, că judecătorul a stabilit 7 ani. Deci acolo e cheia. Acolo e... Judecător completul a fost format de bărbați, femei, cine a fost confăcut? Bărbați. Bărbați. Asta e problema. Deci eu ar trebui să... Eu am propus la un moment dat, când aveam putere să mai ies cu, să mă întâlnesc cu ăștia, trebuie să existe tribunale ale copiilor care să se ocupe exact de aceste lucruri. Divorțuri, separări de bunuri, încredințări de copii, unde să fie... pregătiți judecătorii pentru psihologic. Mulțumim, Dana. Cu mare drag. Ne-am lămurit, ne întoarcem cu doamna Tatoiu după o scurtă pauză cu alte cazuri absolut incredibile.